De ce se spune Intercity? Fiindcă merg prea mult pe jos și am făcut așa raliu așa și am avut ceva cu pariu cu cineva că merg pe preajmă cu pe 2 ore pe la Craiova și am azi numai că merg prea mult pe jos și merg prea repede și de-aia. Exact ca Intercity, că ai merge pe cale ferată. De-aia merg. Da. Chiar faci 2 ore până la Craiova? Da. Am făcut 2 ore până la Craiova, pe bar acum. Știi câți kilometri sunt până la Craiova? Da, 25 de kilometri. 25 de kilometri? Da. Și ai făcut pe jos în 2 ore? Da, în 2 ore. Da? Da. Mergi mai repede ca cei care merg cu bicicleta, nu? Nu, aproape, nu că e după cel, dar aproape că după ei, merg repede. Și dacă merg repede, mai ales vara când îmi băcam mai sub cei mai, dar poți să merg mai repede. Oameni buni, Costinel Zis și Intercity ne va face o demonstrație aici pe șoseaua Negoești-Goești. Cât faci până la stație? Cât faci? Oameni buni, Costinel este cronometrat și după cum vedeți chiar merge ca un Intercity. Nu l-ați văzut cât de repede merge? Pe drum sau cum? Da, pe șosea. Și pe altă cărăruie. Păi eu știu. Merge pe drum repede, eu merge ca oamenii, cum merg oamenii. Dar mult mai repede decât... Da, bineînțeles că merge, e și mai tânăr. Îi mă pune la anii mei, eu am 73 de ani și e tânăr. Da. Dar îi se spune trenul, n-auzi? Intercity, auzi? Nu știu. E un băiat aici așa care merge puternic, de merge repede pe drum. Păi el e. Costinel, el e. Costel? Da. Păi e pe aici, nu știu unde. E aici la muncă. Da. Păi noi l-am pus acum, îl cronometrăm. Da? A, el, da. Nu știam de care vorbiți. A, da. Și unchi-s-o, altul care este Cornel. Merge și ăla la fel de repede? Nu prea merge, dar ăsta e... Merge ca cu mașina, face Craiova întor și-o. Pe cuvânt? Da, merge repede, pe cuvânt. Merge numai fugă. Nu stă. Nu stă deloc. Ca calul fără spină. Fără spină. Cacalul fără spină merge. Bine, domnule. Mulțumim. Hai să trăiți. Să trăiți, să trăiți. Ce faceți, domnule? Știați, veniți mai încoa. Știați de Costinel? Că merge repede? Da. De obicei el merge pe drum, când merge ca titirez. Da. Iată, oameni buni, deci distanța până la stația Melinești a făcut-o Costinel în 3 minute și 40 de secunde. E aproape un record, Costinel, nu? Da, record. Mai făcut un record așa, mai de mult acum, pe vară, un record. Dar vreau să... Dacă se poate să mă scriu așa, raliu. Dacă se poate, mă spun așa, raliu, pentru... Că știu ce o să fie la sport, la ăștia, dacă... La ziua sau undeva. Dacă se poate să raliu, dacă mai mult, așa mai mult, la sport, să... Nu știu, raliu l-a mers pe jos. Da. Se poate raliu, mai multe raliu pe jos, așa. Da. Nu e rău. Nu e rău, că... Altceva, alte probleme, nu pot să-mi exprim, nu pot. Crezi că poți impresiona vreo fată? Prin faptul că ești vitezist la mersul pe jos? Poți, poate să mergi așa mult pe jos, dar să fac așa, să mă scoap pe mine, dar fără să fie ca tine, să fie, că poate mă pe jos. Nu cred că va fi rău atunci dacă vei găsi o fată cu picioare scurte, atunci nu se va ține niciodată. Băi, să te ține, dacă e sportivă cu taia, una altă se poate să te ține, poate să facă un sport pe jos. Obișnuiești și pe ea să meargă la fel? Ești, se obișnuiește cu timpul, ea face orice problemă, orice... Ați văzut, da. Costinel este optimist, neapărat trebuie să fie o tipă care să vrea să facă sport, pentru că altfel nu se va ține de el la niciun fel de plimbare, prin parc sau oriunde se vor duce. Chiar dacă poți să uite puțin mai sportiv, nu contează asta, să fie la rasie, să înțeleagă aia cum merg probleme de băzit pe alta, să aibă așa un pic de sportiv, să fie așa un pic, să aibă și aia,
ca să nu stai degeaba să bârnească corpul cu portul pe jos, mai merge pe jos, mult pe jos, e un port de presupanță. Obosești vreodată cu stinele? Nu obosesc. Nu? Nu. Nu așa, o continuă așa cât poate de mult. Am mers până la cursa asta, am mers până la slăbut, am mers mult pe jos. N-am mai probleme. Poate așa, cu secunda, n-am mai probleme până la mama. Că sportul ăsta merge pe jos. Da. Bine, sănătate, la revedere! Aici. Sănătate! Mai mers la noi, dacă se putea, mai mers la noi. Da. Îți dorim viteză plăcută. Sănătate.